Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm în prezența Domnului, cu frații, cu surorile, împărtășia sfântă. Ne bucurăm în momentele de închinare, când ne atinge Domnul inima. Ne bucurăm având siguranța că ne-a iertat Iisus păcatele. Ne bucurăm sperând că vom fi într-o zi cu El și că se vor termina toate necazurile, că nu vom mai purta haine negre, că nu vom mai plânge după nimeni și vom cânta veșnic alături de cei dragi, alături de sfinți, în împărăția eternă a Dumnezeului nostru. Până atunci nu mai este mult, dar cât mai este, este un timp de luptă. Ne-a vorbit fratele Florin despre aceste trei imagini pe care trebuie să le avem în minte atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, când ne uităm la Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm asemenea unui ostaș. Trebuie să avem responsabilitate la vremea potrivită asemenea unui fermier. Și de asemenea, ca un sportiv, ca un atlet, trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru Dumnezeul nostru. El știe cât putem, ce avem. Aș vrea să încheiem serviciul divin din această seară cu un gând pe care vreau să îl pun în fața dumneavoastră. Probabil că acest gând este un sentiment de revoltă, de indignare din inima multor creștini pentru faptul că omul are în structura lui genetică predispoziția spre religie, spre meditație, spre părtășie cu Creatorul. Relația spirituală cu Dumnezeu însă este compromisă în vremea noastră de religie. Secularismul a înlocuit relația spirituală cu Dumnezeu. Ecumenismul a înlocuit relația spirituală cu Dumnezeu. Relativismul a înlocuit relația spirituală cu Dumnezeu. Am devenit foarte relativi. Nimic nu mai este sigur. Nu mai există reguli și principii. Suntem relativi în tot ce facem. Oamenii spun, nici măcar Biblia nu mai este infailibilă. Și ea este relativă. Închinarea s-a secularizat. A căpătat conotații, aspecte absolut lumești. Iar ecumenismul ne determină să le spunem frați la musulmani, la hinduși și la toți oamenii de pe fața pământului. Toți sunt frați cu noi. Acestea sunt niște necazuri, niște nenorociri care au venit peste oamenii care îl cunosc pe Domnul și care pun presiune pe inima și pe conștiința lor. Omul a căzut în păcat datorită tentației atunci când a avut o natură sfântă, dar astăzi, când natura lui este păcătoasă, tentația a devenit mod de viață, păcatul a devenit mod de viață. După căderea omului în păcat, Dumnezeu din cer i-a promis omului un mântuitor care îl va restaura, care îl va ridica din groapa în care a căzut. Pentru a înțelege numele de Dumnezeu, acest nume generic, Dumnezeu, trebuie neapărat să definim termenii Sfintei Treimi. Pentru că din ce în ce mai mult există un pericol pentru Biserica lui Dumnezeu, există o amăgire. Dacă numele lui Dumnezeu este un nume sfânt și glorios, tocmai de acest nume generic se folosește diavolul ca să inducă pe foarte mulți oameni în eroare. Vă puteți imagina că diavolul se folosește de numele lui Dumnezeu ca să înșele pe oameni? Vreau să pun o întrebare. Este Dumnezeu suficient? Îmi veți spune da. Și eu răspund la fel, după Biblie. Dar după felul în care oamenii interpretează numele Dumnezeu, vă spun că nu. Ce vreau să spun? Atunci când vorbim despre acest nume generic Dumnezeu, trebuie neapărat să definim termenii. Când vorbim despre Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl este Creatorul.
este judecătorul, este susținătorul. Dumnezeu Fiul este mântuitorul, iar Dumnezeu Duhul Sfânt este mângâietorul. Când spunem Dumnezeu, ce spunem? Noi creștinii, oamenii născuți din nou, oamenii care citim Biblia, când spunem Dumnezeu, ne referim în general la Jehova, la Dumnezeu Jehova, la Dumnezeu Tatăl. Uneori ne referim la Dumnezeu, la Dumnezeu în general, la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Fiul, la Dumnezeu Duhul Sfânt. Însă la ce se referă oamenii când spun Dumnezeu? Ce înțeleg hindușii prin Dumnezeu? Ce înțeleg budiștii prin Dumnezeu? Ce înțeleg musulmanii prin Dumnezeu? Ce înțeleg liber cugetătorii și confucialiștii prin Dumnezeu? Ce înțeleg ateii prin Dumnezeu? Ce înțeleg filozofii prin Dumnezeu? Vreau să vă spun în această seară deschis, pentru ei Dumnezeu este un nume generic impersonal care nu înseamnă ceea ce pentru noi înseamnă Dumnezeu. Ei acceptă ideea de Dumnezeu pentru că nu are nicio legătură cu Dumnezeul Bibliei. Pentru că nu obligă, pentru că nu oferă. Dumnezeu Tatăl nu este Mântuitorul. Dumnezeu Tatăl a pregătit mântuirea, însă El este judecătorul. El este reprezentantul dreptății. El este drept, El judecă după dreptate. El a pregătit mântuirea, dar nu El este Mântuitorul. Mântuitorul este Dumnezeu Fiul. El a coborât din cer și a venit între oameni pentru a fi Mântuitor. El nu judecă. Spune El însuși că judecata i-a dat-o Tatălui. În Isaia capitolul 61, versetul 2, Scriptura ne spune că El a venit să aducă o zi de îndurare, o zi de îndurare și o zi de răzbunare, de judecată. Dar atunci când acest verset se împlinește prin venirea Lui în lume, El selectează versetul 2 din capitolul 61 al cărții Isaia. Și spune, am venit doar să aduc o zi de îndurare. Oamenii îl acceptă pe Dumnezeu, dar nu e vorba de Dumnezeu Tatăl. De cele mai multe ori nu e vorba de Dumnezeu Tatăl. Însă nu-L acceptă pe Mântuitorul Iisus Hristos. De El fug ca de foc. Ce om este acela care îl acceptă pe Dumnezeu și nu-L acceptă pe Fiul Său Iisus Hristos? La Dumnezeu Jehova se referă ei când spun că îl iubesc pe Dumnezeu? Când îl cheamă în rugăciunile lor pe Dumnezeu? Când omoară pentru Dumnezeu? Când nu suportă alte religii pentru Dumnezeu? Trăim astăzi într-o lume care se secularizează și ideea de Dumnezeu ne încântă pe noi creștinii. Ne bucurăm când îi auzim pe toți exponenții celorlalte religii folosind numele de Dumnezeu, gândindu-ne că pentru ei Dumnezeu înseamnă ceea ce înseamnă pentru noi. Dar noi știm că nu este adevărat atunci când vedem că ei sunt iritați și au foc când aud de Dumnezeu Fiul. Cum îl acceptă ei pe Dumnezeu ca judecător? Dacă nu-L acceptă pe Fiul Său, Dumnezeu Mântuitorul, ce face un om în fața lui Dumnezeu judecătorul fără mântuire? În Genesa capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu a promis pentru prima oară în Biblie, după căderea perechii Adam și Eva în păcat, a promis un mântuitor. Judecata lui Dumnezeu a fost dreaptă pentru păcatul lor și s-a manifestat deportându-i din grădină. Și toate consecințele păcatului Dumnezeu le-a pus asupra lor și i-a făcut responsabili de păcatul lor și de consecința lui. Dumnezeu este judecător, Dumnezeu este drept, omul nu poate să stea în fața lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu Tatăl, ca să nu se compromită și să rămână drept, să judece după dreptate, i-a pedepsit pe oameni, dar în dragostea sa l-a trimis pe Dumnezeu Fiul ca să îi scape murind în locul lor și plătind datoria păcatului. Și tocmai pe acest mântuitor, oamenii care pretind că îl iubesc pe Dumnezeu Tatăl, nu-L acceptă. Cum vor sta ei în fața dreptății absolute a lui Dumnezeu
Dacă în nebunia și în întunericul minților, în necredința și în religia lor, ei nu-L acceptă tocmai pe Cel care îi împacă cu Tatăl. Niciun om nu poate să stea în fața lui Dumnezeu Tatăl și să aibă trecere datorită păcatului. Dreptatea lui Dumnezeu este deasupra oricărui merit uman. De aceea El l-a pregătit pe Mântuitorul, pe Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Fiul are calitatea de Mântuitor. El vine și ne ridică din slăbiciunile omenești, ne iartă păcatele, ne eliberează de starea noastră căzută, de natura noastră depravată, de predispoziția zilnică de a păcătui, de tentația de care nu scăpăm, de ispita care ne domină, de mintea necurată și de inima murdară. Asta o face Dumnezeu Fiul, Mântuitorul Iisus Hristos. Pe El l-a dat Dumnezeu Tatăl în calitate de judecător drept, ca să vină în lumea păcătoasă și să o corecteze prin însuși moartea sa înlocuitoare. Și cine crede în Dumnezeu Tatăl, n-are nicio șansă să ajungă în împărăția Lui decât prin Dumnezeu Fiul. Pentru că Dumnezeu Fiul n-a venit să judece, a venit să ierte, dar Dumnezeu Tatăl judecă. El la împlinirea vremii a venit în lumea noastră. Dumnezeu a pregătit pentru întruparea Lui un popor, o limbă internațională, un teritoriu internațional, în așa fel încât venirea Lui în lume să fie pregătită și ziua în care El a venit să fie o zi în care Dumnezeu Judecătorul trimite pe Dumnezeu Mântuitorul pentru ca să îi împace pe oameni cu Tatăl. Dumnezeu Mântuitorul însă, după o vreme relativ scurtă, se va întoarce în slavă, dar în locul Lui va veni Dumnezeu Mângâietorul și Dumnezeu Mângâietorul va sta cu poporul sfânt până la sfârșitul veacurilor. Iar la sfârșitul veacurilor Dumnezeu Mântuitorul va reveni, nu ca miel, ci ca leu, și va lua poporul de sfinți împreună cu Dumnezeu Mângâietorul, cu Duhul Sfânt, și îl va ridica la Tatăl, la Judecătorul. Poporul acesta de sfinți este eliberat de orice păcat și depravare umană, este spălat în sângele lui Dumnezeu Mântuitorul, iar Dumnezeu Judecătorul, adică Tatăl, nu se va mai împiedica în păcatele lor, deoarece sunt iertate de Dumnezeu Mântuitorul. Cum zice o lume întreagă că îl iubește pe Dumnezeu Tatăl, timp în care fug să rostească numele lui Dumnezeu Mântuitorul? Și nu-L cunosc pe Dumnezeu Mângâietorul. Ei nu sunt conștienți că stau în fața unei judecăți pe care nu o pot depăși și de care nu pot scăpa. Vreau să vă spun limpede, prin Dumnezeu ei nu înțeleg ceea ce înțelegem noi. Ei înțeleg o putere impersonală, înțeleg o sumă de principii, înțeleg pe cineva care vrea merite personale de la ei, însă nu înțeleg pe Dumnezeu Tatăl, care L-a oferit pe Dumnezeu Fiul și mai apoi pe Dumnezeu Duhul Sfânt pentru ca să restaureze natura depravată și păcătoasă a oamenilor. Ne încântă foarte mult când îi auzim pe unii și pe alții că îl iubesc pe Dumnezeu. Știți dumneavoastră ce este în mintea lor când spun că îl iubesc pe Dumnezeu? Dragi tineri, voi aveți colegi la școală care vin din alte culturi și din alte religii și ei vă spun: și eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci inima voastră se liniștește și nu mai sunteți în gardă și spuneți: ce bine este că îl iubești și tu pe Dumnezeu. Știi tu ce înseamnă Dumnezeu pentru el? Știți câte sute de mii, câte milioane de Dumnezei are religia hindusă, budistă? Știți că Dumnezeul lor le permite să se reîncarneze, astăzi să fie floarea asta și dacă sunt mai cu minte se fac pisică și apoi un alt animal până când ajunge la om, pentru că înspre starea de nirvana, de desăvârșirea mântuirii, se tot ajunge din naștere, moarte, reîncarnare, moarte, reîncarnare, moarte, reîncarnare, moarte. Ăsta e unul dintre Dumnezeii lor. N-are legătură cu Dumnezeul Bibliei, nu mai zâmbiți atâta când auziți numele de Dumnezeu.
Veți ști dacă un om îl iubește pe Dumnezeul Bibliei atunci când îl va iubi și pe Fiul Său, Dumnezeu Mântuitorul. Omul care îl iubește pe Dumnezeu Tatăl, îl va iubi pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Cine nu iubește pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu, cine nu iubește pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, să știți limpede că nu iubește pe Dumnezeu Tatăl. Iar sub numele generic de Dumnezeu se ascunde idolatrie, de cea mai mizerabilă formă. Cea mai înaltă formă de păgânism se ascunde sub numele de Dumnezeu. Și ei rostesc numele acesta. Și avem impresia că ei îl venerează pe Dumnezeu, că ei îl iubesc pe Dumnezeu, dar ei n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Cine are legătură cu Dumnezeu Tatăl, înțelege că la El se poate ajunge prin Dumnezeu Mântuitorul și prin Dumnezeu Mijlocitorul. Cine refuză pe Dumnezeu Mijlocitorul, cine refuză pe Dumnezeu Mântuitorul, cum va scăpa de judecata lui Dumnezeu Tatăl? Că Dumnezeu Tatăl nu-i Mântuitor, El l-a trimis pe Dumnezeu Mântuitor în persoana Fiului Său. Iar oamenii fug de Iisus, nu-L suportă. Știți ce înțeleg ei prin Dumnezeu? Trebuie să fim circumspecți, trebuie să fim selectivi, trebuie să avem discernământ, trebuie să fim atenți și să nu mai ne deschidem inima cu nonșalanță în spiritul acesta ecumenic, lipsit de înțelepciune, atunci când auzim că alte religii și alți oameni îl iubesc pe Dumnezeu. Cine nu-L iubește pe Dumnezeu Mântuitorul, nu are cum să-L iubească pe Dumnezeu Judecătorul. Nu are nici măcar interesul să facă asta și nu are nici posibilitatea. Iisus a fost trimis de Tatăl pentru ca să ne creeze un drum înspre Tatăl. Imaginați-vă o prăpastie uriașă între doi munți înalți, peste care nu se poate trece decât dacă se construiește un pod. Mântuitorul Iisus Hristos este podul. Mijlocitorul Duhul Sfânt este ajutorul, împuternicitorul, asistentul. Cel care este alături de tine până la sfârșitul vieții, până la revenirea Domnului. Cum poate un om să-L iubească pe Dumnezeu Tatăl care este drept? Ai păcătuit, mergi în iad. Ai păcătuit, mergi în iad. Dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu Mântuitorul, ai păcătuit, vino să te iert. Ai păcătuit, vino să te iert. Și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, ești iertat? Vino alături de mine ca să te întăresc, să te ocrotesc până când se va întoarce Mântuitorul tău. Cum poate să iubească cineva pe Dumnezeu Tatăl care spune, ai păcătuit? Du-te-n iad. Dumnezeu este judecător, este drept. Calitatea de mântuitor o are Iisus, însă oamenii nu-L suportă pe Iisus. Vreau să vă spun, nu-L suportă nici pe Dumnezeul Bibliei. Ei folosesc numele generic, dar știți cine este în spatele Lui? Știți ce forme primitive de păgânism ascunde numele generic de Dumnezeu pe care îl folosesc religiile lumii? Religii păgâne care sunt împotriva Bibliei, împotriva Dumnezeului adevărat, care îl urăsc pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru, iar noi ne deschidem inima în fața lor și îi numim frați? Cum să fiu frate cu tine dacă nu suntem născuți de aceeași mamă? Cum să fiu frate cu tine dacă nu avem același tată? Cine este tatăl lor? Ce înțeleg ei prin Dumnezeu? Cine este mama lor? Ce înțeleg ei prin Iisus? Cât de mult îl acceptă? Fug de el, nu-l suportă. Spun, avem ceva în comun pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este comun cu Dumnezeul lor. Va fi comun în momentul în care îl va accepta pe Dumnezeu Mântuitorul. Pentru că Dumnezeu Mântuitorul ajută, nu încurcă. Dragi tineri, vreau în această seară să vă spun următorul lucru. Pentru că fratele v-a îndemnat înspre căutarea de Dumnezeu, înspre luptă înspre Dumnezeu, înspre ațintirea privirii înspre Dumnezeu. Nu vă lăsați descurajați și nici înșelați în căutarea voastră de Dumnezeu. Numele generic de Dumnezeu nu-i Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei este acela care L-a trimis pe Iisus în lumea noastră, dar oamenii nu-L suportă pe Iisus. Spun ei, să discutăm despre Dumnezeu doar, dar când ei spun despre Dumnezeu, știți la ce formă de păgânism se referă? Se vor referi la Dumnezeul Bibliei atunci când îl vor accepta pe Dumnezeu Mântuitorul, pentru că pe Dumnezeu Mântuitorul L-a trimis Dumnezeu Judecătorul, ca și pe Dumnezeu Mângâietorul. Vreau în această seară să vă spun că Dumnezeu Mântuitorul
a venit, iar Ioan Botezătorul care l-a văzut a spus, El este. El este, iată omul. Cine l-ar fi vindecat pe Bartimeu dacă nu era Dumnezeu Mântuitorul? Cine ar fi înviat pe fiul femeii văduve din Nain dacă nu era Dumnezeu Mântuitorul? Cine ar fi vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge și cine ar fi ascultat-o cu înțelegere pe femeia din Sirofenicia dacă nu era Dumnezeu Mântuitorul? Cine s-ar fi rugat lui Dumnezeu judecătorul să spună, Tată, iartă-i, judecătorule, iartă-i, iartă-i în baza rănilor din palmele mele, din coasta mea, din fruntea mea, din picioarele mele și în baza sângelui vărsat? Cine ar fi spus, iartă-i judecătorule, dacă nu venea el pe pământ? Cum vor fi oamenii ăștia mântuiți care cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu pentru ei e o formă de păgânism, care este străină de Scriptură și despre care Biblia nu pomenește? Timp în care ei nu onorează și nu cinstesc numele Domnului Iisus Hristos și nu cred în sângele Său. Să prețuiți pe Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că El vă iubește, pe El l-a trimis Tatăl ca să vă ridice din starea de păcat, să vă corecteze viața, să vă lumineze deciziile înspre călătorie și înspre alte lucruri importante ale vieții. El este cu voi și Dumnezeu Duhul Sfânt de asemenea. Dumnezeu Tatăl este în ceruri și Dumnezeu Fiul i-a încredințat Tatălui toată judecata, însă El a venit pe pământ ca să ierte, ca să restaureze, ca să ridice. Acesta este mesajul Bibliei și în această seară, vreau ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm înșelați. Noi trebuie să fim un popor de sfinți. Noi trebuie să avem la baza credinței noastre Scriptura. Nu trebuie să ne lăsăm emoționați și amăgiți de religiile lumii. Ei știu cu ce să vină la noi. Ei știu. Ei studiază religia creștină. Ei văd slăbiciunile de doctrină ale denominațiunilor creștine. Ei văd generația aceasta de tineri care sclipește și sunt gata să se arunce ca asupra unei prăzi pe care s-o înghită imediat. Trebuie să fim niște oameni înțelepți și să înțelegem că cine îl iubește pe Dumnezeu Tatăl, îl iubește pe Dumnezeu Fiul și îl iubește pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Cine îl iubește pe Dumnezeu Judecătorul, îl iubește pe Dumnezeu Mântuitorul și pe Dumnezeu Mângâietorul. Și cine nu vrea să se închine lui Dumnezeu Mântuitorul, lui Iisus Hristos, Regele Regilor și Împăratul Împăraților, nu este frate cu noi. Asta nu înseamnă că suntem războinici, nu înseamnă că urâm pe cineva, îi iubim pe oameni, Mântuitorul ne-a trimis la el. Dar atenție, noi trebuie să știm cine este cu noi și cine este împotriva noastră. Spiritul acesta ecumenic, care ne spune toți, credem în același Dumnezeu, este un spirit care vine de la diavolul. Anticristul nu se va ridica împotriva lui Dumnezeu. Nu e antiteos, e anticrist. Este anti-Iisus Hristos, nu este anti-Dumnezeu Tatăl. Anticristul se luptă nu împotriva lui Dumnezeu Tatăl, în adevăr împotriva lui Dumnezeu Tatăl se luptă, dar practic, el se luptă împotriva lui Dumnezeu Fiul. El pe Fiul nu-L suportă, pentru că Fiul a zdrobit, pentru că Fiul a fost trimis de Tatăl să-L zdrobească, să-L trântească la pământ, să-I rupă capul. El pe Iisus Hristos nu-L suportă, pe El încearcă să-L discrediteze. Pe Dumnezeu Tatăl îl numește toate milioanele de Dumnezeu ai pământului și îl asociază cu toți Dumnezeii pământului, cu toți idolii. Dar pe Iisus Hristos nu-L poate asocia cu nimeni. Și atunci spune, nu-i adevărat, nu-i bun, pe Dumnezeul iubim, dar pe Fiul Său nu. Cine îl iubește pe Tatăl, îl iubește și pe Fiul. Cine îl iubește pe Fiul, îl iubește și pe Duhul Sfânt. Domnul Iisus a venit într-o zi pentru tine. A venit într-o zi pentru tine ca să moară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Judecătorul, lumea, încât l-a dat pe Dumnezeu Mântuitorul ca să moară și în dreptul morții Lui, lumea păcătoasă, să nu mai fie judecată de Dumnezeu Judecătorul, ci să fie iertată de Dumnezeu Mântuitorul. Și în baza iertării primite prin Dumnezeu Mântuitorul, Dumnezeu Judecătorul să primească lumea pe sfinți. Vreau în seara aceasta să ne rugăm Domnului, însă înainte de asta vreau să vă spun o întâmplare pe care am citit-o. Pe un vapor rusesc cu mult timp în urmă, era un tânăr marinar care îl iubea pe Iisus. Capitanul pe nume Feodor Feodorovici, un bolșevic înrăit, l-a amenințat întotdeauna să nu mai citească Biblia,
și să nu-L mai iubească pe Iisus. Ca pedeapsă, acest tânăr creștin pe care îl chema Sasha, spăla zilnic puntea vaporului și făcea lucrurile cele mai umilitoare, doar pentru faptul că îl iubea pe Iisus. Toți oamenii care l-au iubit pe Iisus au fost bătuți și prigoniți. Capitanul s-a îmbolnăvit grav la un moment dat. Fiind în starea aceasta de boală, îl chema pe Sasha, pe tânărul creștin, din când în când să-i citească din Biblie, pentru că înăuntru lui, înăuntru ființei lui, exista o mângâiere. Într-o zi l-a chemat pe Sasha și i-a spus, citește-mi din Biblia ta. Sasha i-a răspuns, domnule capitan, dumneavoastră nu credeți în Biblie și nu credeți în Iisus, la ce vă folosește? Capitanul i-a spus, asta nu te privește pe tine, citește-mi și gata. Capitanul asculta și nu zicea nimic. Deseori îl punea să citească Isaia 53. Fața lui dură se topea la auzul cuvintelor din Isaia 53 care vorbesc despre Iisus. Atunci, într-o zi când i-a fost foarte rău, când a simțit că îi vine ceasul să plece din lumea aceasta, l-a chemat pe Sasha și i-a spus, citește-mi din nou capitolul meu preferat. În timp ce Sasha citea, capitanul l-a oprit și i-a spus, oprește-te, lasă-mă pe mine să citesc. Cu o voce stinsă, mai mult șoptită, capitanul a început să citească. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și eu, Feodor Feodorovici, nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele lui Feodor Feodorovici le-a purtat și durerile lui Feodor Feodorovici le-a luat asupra lui. Și eu, Feodor, am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele lui Feodor Feodorovici. Și tot capitolul acesta l-a citit punând în locul persoanei pentru care a murit Iisus Hristos pe el însuși. Spune întâmplarea aceasta că a murit citind Isaia 53. Și s-a stins cu un oftat prelung, cu lacrimi care izvorau din ochi. De data aceasta privirea lui era dulce. Și în ultima lui clipă de viață s-a întâlnit cu Iisus, care a putut să-l ierte pentru toată bestialitatea vieții lui. Un om fără Dumnezeu, educat într-o țară marxistă, în care s-a spus mereu și mereu că nu există Dumnezeu. Nu poți să ajungi niciodată în cer fără Iisus la Dumnezeu Judecătorul. Dumnezeu Judecătorul l-a trimis pe Dumnezeu Mântuitorul și tu trebuie să-L accepți pe El. Vreau să te invit în această seară să crezi în Iisus, să-L accepți pe Iisus. Și dacă vrei să ajungi în cer, să înțelegi că Iisus este Cel care te spală de păcat și Duhul Sfânt pe care L-a trimis Iisus este Cel care te ajută să-ți duci cu succes până la capăt, în perspectivă sportivă, în perspectivă de agricultor, în perspectivă de ostaș, lupta mântuirii cu demnitate și cu neprihănire. Haideți să ne ridicăm în picioare. Stimat popor al Domnului, trăim într-o lume secularizată, într-o lume care îl acceptă pe Dumnezeu, dar înțeleg altceva prin Dumnezeu, în timp în care ei îl urăsc și îl resping pe Iisus Hristos. Vreau să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, să-L iubim pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Mântuitorul nostru personal, pe Cel care a acceptat să moară la Golgota în locul nostru și pentru noi. Și în mod deosebit voi, generația tânără, copiii noștri, tinerii adunării sfinților, în seara aceasta vreau să vă deschideți inima pentru Iisus și să spuneți în inima voastră, eu îl iubesc pe Iisus. Eu vreau să-L urmez pe Iisus. Iisus este regele meu. Iisus este împăratul meu. Iisus este Dumnezeul meu. Iisus mi-a iertat păcatele. Iisus a murit pentru mine. El este medicul meu. El este prietenul meu. Am să-L urmez în fiecare zi, până când mă va duce în slavă la Dumnezeu Tatăl. Asta trebuie să fie rugăciunea ta. Haideți să ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc.
Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.